Este criză de plastic pentru cărțile de identitate, așa că timpul de așteptare pentru preschimbarea buletinului a crescut de la 5 la 30 de zile. Potrivit autorităților locale, în această perioadă, Serviciul de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Constanța poate doar să înregistreze cererile de preschimbare a documentelor de identitate. Este o situație generalizată la nivel național, cauzată de lipsa materialului pe care se tipăresc cărțile de identitate. Toate cererile înregistrate după 10 februarie vor fi onorate cu eliberarea actului de identitate până la sfârșitul lunii martie. Oamenii spun că așteptarea este lungă, mai ales în condițiile în care au nevoie de cartea de identitate pentru eliberarea altor acte. Este o perioadă foarte lungă de timp, timp în care am nevoie de buletin, mă duc la bancă sau trebuie să ridic un pachet. Eu am nevoie de buletin și este o perioadă foarte mare, mult prea mare. Soției acestui bărbat i s-a furat portofelul cu toate documentele, iar acum va trebui să aștepte până își va putea recupera actele. Are nevoie de buletin, în cazul ăsta ce se poate face? Ea trebuie să meargă numai cu buletin, nu-l primește la carnet acolo. Dacă nu are buletin, ce face? Cu toate acestea, cetățenii care au documente cu termen de valabilitate depășit nu sunt amendați datorită unei legi emise anul trecut. Cetățenii nu trebuie să se îngrijoreze, au termen 90 de zile după expirarea termenului de valabilitate. Imediat ce se va rezolva această problemă, vom reveni la normal cu eliberarea cărților de identitate. În Constanța, 150 de persoane solicită zilnic acte de identitate.